Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi astăzi se află invitat domnul primar Marius Dulce. Bună ziua, domnule primar, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! S-au scurs 3 luni de la preluarea mandatului. Au trecut destul de repede, da. Înseamnă că ați avut treabă, foarte dacă mult. considerați că a trecut atât de Da. repede. Cum ar fi, dacă ar fi să faceți așa o analiză? În primul rând, analiza este simplă. Au trecut cele 3 luni de zile. Au trecut foarte repede pentru că a fost foarte mult de muncă și avem foarte mult de muncă. Mă mențin pe planul meu care am plecat inițial, în sensul că așa cum am arătat, se poate. Într-o lună jumate am reușit să asfaltez într-adevăr 6 străzi și 2 parcări, parcarea de la Spitalul de Pneumofiziologie și parcarea de la Parcul Ceremag. Deci se poate. Da? Și mai mult de atât. Am terminat licitația pentru Plevna, Rahova și Viitor, care este un contract multianual. Am terminat licitația și am făcut. Deja se vede pe zefilul că s-au început să se schimbe bordurile, să putem să facem tronsonul de la Pandur la Nufărului, la camera agricolă. Da, am terminat pe Luceafărului, o să începem și reabilitarea Luceafărului, pentru că trebuie să dăm drumul la mobilitate. Nu am uitat de promisiunile făcute pentru cartierul Măgurene, acolo unde am fost și am întâlnit albanezii. Astăzi lucrează oameni din Călăraș, lucrează firme din Călăraș, se lucrează foarte repede. Dacă într-un an de zile au reușit să facă numai 900 de metri de canalizare pluvială, acum dacă mergeți, sunt destul de avansate lucrările pentru că vrem să le terminăm în cele 5 luni de zile care au mai rămas, dacă nu mă înșel. Vom relua proiectele dumneavoastră. Aș vrea să vorbim despre proiecte pe fiecare cartier în parte, Sigur. dar înainte de acest lucru, aș vrea să mă întreb cum a fost adaptarea? În momentul în care ați preluat funcția, cum v-ați adaptat cu angajații? Ați început să preluați solicitări din partea cetățenilor? Cetățenii veneau spre dumneavoastră să vă spună: domnule primar, avem nevoie de parcare în zona X. Domnule primar, există o problemă în zona Y. Cum a fost această adaptare? Păi, în primul rând că aceste probleme le-am luat din timp. În În campanie. campanie, pentru că am fost în fiecare cartier și mi-am notat tot ce au nevoie în cartierele respective. Nu am omis pe nimeni, ba mai mult, unde am putut să rezolv repede, am rezolvat, adică dacă era nevoie de un geiger, da, un captator de ape pluviale, dacă era nevoie de o canalizare mai mică, am reușit să le facem acolo, dacă era nevoie de o scarificare și o îndreptare a drumului unde nu aveam asfalt, am rezolvat problema. După aceea am ajuns, așa cum am promis în campanie, și am asfaltat acele străzi, chiar dacă nu se mar, cum e Miron Costin, în spate la Ceremac, cum este strada Bobârnă, în fața la biserica din Ceremac, pentru că era acolo numai gropi și nu puteai să intri, și a strada Câmpului. Am un proiect în care pe anul acesta o să intru cu asfalt pe tot Ceremacul acolo, pentru că străzile sunt mici și pot să le fac în fonduri proprii cu cei de care avem noi la pavaj de spații verzi. Sunt multe de făcut, am ținut cont de fiecare zonă în parte. Mai primesc mesaje acum care să țin cont de ele. Deci, deja am început să creionez bugetul, așa cum am spus și în campanie. Prioritar pentru Călăraș este să avem asfalt, să avem trotuare, pentru că asta avem nevoie. Avem nevoie de mobilitate. Ați făcut o inspecție a lucrărilor derulate până în momentul de față? Da. Și ce ați descoperit? Așa cum am spus și în campanie, nu am mințit. Adică pe Bulevardul Tulescu am găsit destul de multe neconformități și la ora aceasta constructorul de comun acord cu noi a spus că suspendă lucrările pentru că nu mai găsește acel tip de pavele pentru că se terminase lotul și trebuie să dea comandă la producător ca în primăvară să aibă acel tip de pavele, să putem să rezolvăm toate acele neconformități. Pe Grivița am avut o discuție cu antreprenorul, am găsit soluție. Dacă ne mai lăsa timpul un pic, cred că terminam și Grivița și încheiam cu starea aceea de disconfort care mai avem de la Libertății până la intersecție Grivița cu București. Deci se poate, dacă vrei și ești, de exemplu, șantier, acolo găsești soluții și poți să faci. Să revenim la cartiere. Aș vrea să începem cartierul Mircea Vodă. În campanie ați vorbit foarte mult despre străzile din Mircea Vodă. Deci Voiam să vă întreb, ce lucrări au fost derulate?
Dacă sunt derulate în momentul de față lucrări în cartierul Mircea Vodă și termenul de finalizare? Păi nu, în Mircea Vodă am preluat o canalizare care, de fapt, sunt destul de mulți bani băgați acolo, peste 2 milioane de lei, în care o canalizare pluvială, care la momentul ăsta, dacă mă întrebați, păi nu și are rostul, pentru că descărcarea se face tot în canalizare menajeră. Nu are o finalitate. Deci cu banii aceia puteam să facem totul altceva. Puteam să creăm gurile pluviale, le ducem menajeră, că asta e situația acolo, nu avem alte canalizări separate de să ai și pluvială și menajeră. Și atunci rezolvam problema mult mai simplu. Dar trecem peste asta. Nu, n-am uitat de cartierul Mircea Vodă, am făcut toate demersurile, am depus toate proiectele și toate SF-urile, tot ce avem SF-uri pe cartierul Mircea Vodă, să încerc să obțin o finanțare de la CNI. Mai mult am depus și mi-au cerut clarificări chiar acum o săptămână pentru strada Cogălnicianu, mă întorc puțin în Măgureni, spre Măgureni, și bulevardul 1 Mai, chiar dacă e o străduță, are denumire de bulevard. Deci sunt în grafic cu ele și aștept să vedem ce se întâmplă pe bugetul anului acesta, să știu cum merg pe aceste planuri pe care le-am făcut. Ați adus în discuție Măgureni. Lucrările din Măgureni, ce termen de finalizare au? Păi la Măgureni mai am încă 5 luni de zile, 6 luni de zile maxim. Chiar dacă nu se termină în 6 luni de zile, este clar că vom termina în august, cu siguranță luna august, la final, vom fi gata cu canalizarea de Măgureni, pentru că avem un ritm de lucru foarte rapid și ne dorim acest lucru pentru că deja e un calcul. După ce termin canalizarea în Măgureni, deja de anul ăsta să încep să fac calcule pe SF-uri, să fac SF-uri în zona Măgureni pentru a începe să gândesc cum asfaltez toată această zonă și cât mă costă. Ceremac, lucrări efectuate, lucrări în derulare, dacă sunt, și termenul de finalizare. Deci în Ceremac este un cartier care mi-am propus să-l fac cu fonduri proprii, cu pavaje, spații verzi. Deja avem devizele că cine trebuie acolo și numai în Ceremac. Mă întorc un pic ca să le leg pe zone. În Ceremac și cartierul Farfuria o să am nevoie undeva la 4 milioane de lei, deci 40 de miliarde vechi, care le voi derula prin serviciul pavaje, spații verzi, ca să putem să asfaltăm toate aceste zone și să aducem lumea la un confort, la o normalitate până la urmă. Lucrările de la Piața Mare, în ce stadiu sunt? Lucrările de la Piața Mare, așa cum ați văzut și dumneavoastră, era la un stadiu în care de-abia se ridicase din pământ, mai începuseră cu primul rând sau al doilea rând de cărămidă. Acum, la fel, am avut o discuție cu antreprenorul de acolo, i-am pus la dispoziție tot și am ajuns la prima placă, au început deja să pună o parte din acoperiș pentru că sunt două componente acolo și deja se ridică, dacă timpul le permite, imediat or să înceapă să și zidească pentru al doilea nivel, unde va fi a doua sală, a doua hală, cum ar veni, de produse alimentare. Când preconizați că preții muta comercianții acolo? El are termen acolo până în 2022, dacă nu mă înșel, până în aprilie. Dar eu am vorbit cu dânsul pentru că vreau să terminăm, să-i pun toate fondurile la dispoziție și să terminăm până în luna septembrie, maxim octombrie, ca să nu mai chinuim comercianții, să-i ducem într-o hală nouă în care poate să desfășoare un comerț civilizat. Deci anul acesta în toamnă? Eu așa vreau, da. Despre Piața Big? Despre Piața Big, așa cum am promis în campanie, m-am ținut de cuvânt, am avut discuții cu antreprenorul, ceea ce ați văzut s-a întâmplat, am fost acolo prezent tot timpul, am reușit să-i mutăm în hal. Au un comerț civilizat, e curățenie, acolo mai avem decât să pregătim, să aducem chillerul pentru a avea condiții de, a avea aer condiționat în vară. Acest lucru se va întâmpla în câteva luni de zile, cum ne permite timpul să putem să lucrăm cu acel. Domnule primar, ce se întâmplă cu bazinul? Oamenii se întreabă când va fi dat în folosință. Păi bazinul, conform documentelor, este gata. Eu nu l-am văzut niciodată cu apă, că n-am avut cum. Dar am început să fac retușurile de începere a lucrărilor, în sensul că am trimis pe cineva ca să găsim o persoană care să fie abilitată să ne facă mentenanța, pentru că există acea aparatură de control, mai ales că lucrez cu clor, lucrez cu anumite substanțe care trebuie să regleze toată aparatura respectivă și trebuie să menținem aparatura respectivă în niște parametri în care el să fie funcțional, să nu avem probleme. Mai avem probleme cu personalul, pentru că trebuie să ducem un doctor acolo, un asistent, un salvamar,
sunt probleme care le vom rezolva în viitorul apropiat. Suntem pregătiți, am mai făcut câteva notificări și la constructor, în sensul că mai sunt ceva neconformități și acolo și fiind în garanție, este bine să profităm acum ca să mai târziu să nu plătim de la noi. Deci găsim soluții, așteptăm numai să ne dea ok-ul să putem să dăm drumul la bazin. Am vorbit până acum despre proiectele aflate în implementare în acest moment. Ce lucrări aveți în licitație? Ce proiecte vreți să derulați în perioada următoare? Păi, în primul rând, am început cu cele mici, pentru că, așa cum v-am spus, am terminat cu strada Luceafărului, strada Pandur, dar numai tronsoanele de la Pandur la Belșugului pe Luceafărului și de la Pandur la Nufărului pe partea dreaptă, cum ziceam, pe Zefirul. Da? Pentru că aceste lucrări le văd ca și complementare, pentru că am brigat în SICAP modernizarea Bucureștiului, care începe de la combinat și ne vom duce până la intrare în model, care va însemna asfaltare, trotuare, șosea, mobilitate urbană, o să avem și niște autobuze în proiectul ăsta, cu bandă separată, aici avem o problemă, dar le găsim aceste soluții, pentru că nu avem timp să ne plângem, nu trebuie să găsim soluții. După aceea este ridicat în SICAP iarăși și centrul vechi și acolo sper că aceste două proiecte să terminăm, pentru că sunt destul de mulți care au venit, sunt peste 8, se pare dacă nu 8, chiar 9 care au venit pentru strada București la licitație, iarăși ultima dată când am întrebat erau vreo 6, cred că, la centrul vechi. Da, și sper să terminăm licitațiile anul acesta până în iunie-iulie. Din august începem cu proiectarea și de la anul să fie în forță toate aceste proiecte care pot trebui să le ducem și să le închidem până anul 2023, deoarece se închide tot ciclul de finanțare. Și atunci trebuie să știm foarte bine cu cine lucrăm ca să putem să închidem aceste proiecte, pentru că după aceea, dacă nu le închidem, avem o mare problemă. Domnule primar, a spus că din anul 2022 toate lucrurile vor fi pregătite astfel încât să demarați lucrările pe strada București. Sigur. Până la acea dată se vor termina, se vor finaliza lucrările pe strada Gribița, pentru că strada București, așa cum știm toți, este principala arteră de circulație din municipiul Călăraș. Eu cred că dacă timpul este bun, vom termina până la sfârșitul martie, aprilie, vom termina strada Gribița. Anul acesta. Anul acesta, strada Gribița, pentru că nu mai am decât două tronsoane. Am de la Libertății la intersecția dintre Gribița și București. Dar tronsonul de la Libertății la Caragiale deja este lucrat, deja este scos pământul, pus, am ajuns la nivel de pietruire și la un moment ăsta mai trebuie eventual un strat de piatră, un ridicat capacele la cotă, la canalizarea menajeră și venit cu stratul de asfalt. Dacă strada București se va închide, ce soluții ați găsit pentru circulație? Păi nu vreau să repet greșelile din trecut care s-au făcut și s-a lucrat haotic. În sensul că de aceea v-am spus că pregătesc pe zonele de stânga și de dreapta în speță strada Luceafărului, strada Zefirului dintre blocuri pentru a devia circulația între blocuri în niște condiții foarte bune, pentru că pe partea dreaptă avem strada Macului reabilitată, strada Mușețelului reabilitată, putem să facem descărcarea pe Mircea Vodă, pe strada Sulfinei și ce tot mai avem și pe strada Zefirului, putem să facem descărcările printre blocuri ca să putem să circulăm și pe partea cu Luceafărul avem destule străzi asfaltate, dumbrave, năvodari, care putem tot la fel să ducem pe zona asta de descărcare a mobilității, să fluidizăm în traficul între blocuri, ca să putem să lucrăm liniștiți pe strada București. Deci avem soluții și lucrăm la planul acesta de mobilitate ca să nu deranjăm extraordinar mult și încercăm să le creăm condiții în care să circule în condiții cât mai bune. Lucrările de pe strada București vor începe concomitent cu lucrările de la pasajul de la Piața Mare. Nu știu dacă cu pietonalul. Nu pot să spun că concomitent. Uh-huh. Pentru că poate să se termine într-un timp strada București de licitat și să atribuim la cineva și poate să dureze pietonalul. În funcție de procesul de licitație, după aceea cât va dura proiectarea, modificările în proiect și atunci vedem cum le așezăm. Dar eu zic că să
Dar sunt mari șanse ca în anul 2022 să avem două mari șantiere în municipiul Călăraș. Cu siguranță. Dacă pe strada București ați rezolvat, ați găsit o soluție pentru circulație, ce soluție ați găsit pentru centrul pietonal? Că bănuiesc că și aici va fi un pic deviată circulația. Centrul pietonal se va face pe zone. Vă dați seama că acolo vor fi placări, vor fi placări cu granit. Nu e o zonă extraordinar de circulată la momentul acesta. Explicați-ne exact în ce zonă vor fi făcute lucrările, de la Piața Mare? Deci de la Piața Mare, dacă luăm spre primărie, de la Piața Mare, tot pietonalul, până în față la Barbu Știrbei, la sala Barbu Știrbei, vom închide Sloboței, vom moderniza acolo, vor fi cu fântâni, cu astea și tot ce putem să modificăm spre a fi cât mai frumos amenajată această zonă, mai ales că trebuie să ne gândim să o legăm cu palatul administrativ care s-a terminat licitația și dacă îl facem un palat adevărat și demn de admirația noastră, trebuie să ne gândim și cu un parc care să fie demn de un palat și atunci toată această zonă eu cred că o vom face cu adevărat frumoasă și să ne reprezinte. Ați adus în discuție palatul administrativ sau palatul prefecturii, așa cum îl știe toată lumea. Ce se va întâmpla? Veți demola acel gard sau ce soluție ați găsit pentru... Din ce am înțeles acolo, gardul este de patrimoniu, este monument. Este lucrarea Consiliului Județean. Lucrarea Consiliului Județean este palatul. Da. Parcul și ce mai este acolo este al primăriei. Deci de parc ne vom ocupa noi, de palat se va ocupa Consiliul Județean, care înțeles că a și atribuit acolo și deja or să înceapă să mai miște lucrurile. Vom găsi de comun acord cu specialiștii în acest domeniu, în care să, dacă creăm parcul respectiv demn de un palat, să putem să facem niște zone de acces mai ușoare, ca să nu dăm o col să intrăm numai pe o anumită poartă. O să scoatem probabil două de garduri, așa, să facem intrări de 2,5 metri, 3 metri, ca să intre să lumea... Să fie zona mai accesibilă. Mai accesibilă pentru toată lumea. Și atunci, cu siguranță, va fi frumos și va fi îmbinat în toată ansamblul stazonal care îl creăm acum cu centrul pietonal. Ce se întâmplă la Bazarul Big? La Bazarul Big este o lucrare care a fost adjudecată în anul 2019, dacă nu mă înșel, în noiembrie. Nu s-a făcut nimic timp de un an de zile. Când am ajuns la primărie, constructorul a venit și a spus că el vrea să ne dea în judecată, să ne ceară daune, pentru că nu am început acolo. Am căzut de acord cu dânsul să nu ne dea în judecată și să mai aibă clemența necesară în care să ne lase încă 2 luni de zile, pentru că eu am promis oamenilor din bazar, comercianților de acolo, că nu îi demolesc până la 31 decembrie, ca să poată să mai vândă și marfa, să-și refacă stocurile, să-și micșoreze stocurile. Și atunci m-am ținut de cuvânt. Până la 31 decembrie nu am luat niciun fel de atitudine pentru bazar. După 31 decembrie nu mai aveam dreptul să mai funcționăm acolo, că am făcut toate diligențele în care să începem cu demolarea bazarului, drept pentru care l-am mutat pe strada Trandafirilor, unde aveam acea zonă liberă, și prin intermediul dumneavoastră încerc scuze celor care locuiesc în zonă, pentru că într-adevăr este un deranj acolo și le-am creat un disconfort. Dar este singura modalitate în care puteam să mutăm bazarul, puteam să ducem 80 de familii de comercianți să-și facă și ei business respectiv. Iar eu zic că până la urmă toți trebuie să facem un efort și până nu o să fie, deci 6 luni de zile și cu 3 până luna octombrie, cel târziu, vom termina bazar. Pentru că proiectul este deja gata, am înțeles că până la sfârșitul lunii februarie o să termine de demolat și dacă îi dau ordinul de începere din martie, vă dați seama că are decât 6 luni de zile să poată să facă acest bazar. Deci pentru până că la final... este pe schelet metalic, putem să ne... să lucrăm foarte repede dacă îi punem totul la dispoziție și mergem. Până la finalul anului, înțeleg că veți muta comercianții și la bazar asta, și la Piața Mare. Deci asta e intenționat. Deci asta este dorința mea, pentru că a nu mai sta în frig. A duce un comerț, a face un comerț civilizat, în condiții civilizate. Același lucru și la Piața Mare și la, la Bazarul Big. Foarte multe proiecte în implementare. Cum stați cu bugetul? Bugetul vă permite să țineți aceste proiecte, viitoarele proiecte pe care doriți să le implementați la nivelul municipiului? Da. Săptămâna trecută știu că în ședința ordinară consilierii au aprobat un nou împrumut.
Vorbiți-ne un pic. Nu este unul împrumut. Lămuriți-ne despre ce este vorba. Este un împrumut accesat acum 2 ani de zile sau 3 ani de zile, în care eu nu am făcut decât prin hotărârea de Consiliu să reașez prioritatea investițiilor pe care vrem să le facem prin restul de 19 milioane care a mai rămas din împrumut. Că dacă stăm să ne gândim așa la împrumutul care s-a luat de 412 milioane, 41,2 milioane, atunci deja s-a împrăștea. Adică avem așa, anul acesta dacă termin bazarul, înseamnă 5 milioane și vreo 200. Dacă termin piața Unirii sau piața Centrală, cum o știm toată lumea, mai înseamnă iar vreo 5 milioane și vreo 400. Dacă termin canalizarea din Măgureni, mai înseamnă iar vreo 5 milioane și vreo 400. Dacă finalizez că strada Grivița este în proporție de 90%, 87% terminată, iarăși și acolo mai avem un rest de vreo 4 milioane de lei, cred. Dacă mă gândesc că vin, mai avem și la Bulevardul Titulescu și să vedem cum e, tot mai e 1 milion de lei și acolo. Și faceți dumneavoastră, socoteala, din 19 milioane care mai am eu rest, eu trebuie să dau vreo 20 de milioane. Obiectivele dumneavoastră în perioada imediat următoare? Deci este clar că obiectivele sunt cele pe care le-am început și vreau să le duc la bun sfârșit. Vreau să încep, tot pentru mobilitate, să începem într-un ritm rapid și le dau ordinul de începere cât mai curând posibil, să încep și strada Plevna, care o să înceapă modernizarea până la Libertății, atât trotuare cât și spații verzi, cât și carosabil, care, conform SF-ului, mă duce undeva la 46-47 de miliarde, deci 4,7 milioane lei, care totodată vreau să și termin ca să vorbim de aceste proiecte. Anul acesta să termin și Plevna ca să dau drumul la fluidizare pe zona aceasta ca să ocolesc București. Și v-am spus, sunt legate. Sunt foarte multe asfaltări. Vreau să punem foarte mult asfalt. Vreau să intru în cartierul Ceremac să-l termin pentru că cerințele acolo mai avem o stradă, Alea X, dacă nu mă cer. Tot așa care lumea cere că e ultima lăsată acolo vreo 300 de metri lăsată neasfaltată, vreau să încep ca să nu mai plimb oamenii cu utilajele de la Mircea Vod la Măgureni, de la Măgureni la Ceremac. Vreau, când am intrat într-un cartier, să duc și să termin tot ce este acolo. Lumea cere ce se întâmplă cu garajele. Garajele, la momentul ăsta, nu mai pot să fac nimic. Să ridic, pentru că nu vreau să le ridic, să nu pun nimic în loc. Vreau să termin parcările, să le modernizez pe cele care le-au început și le-au lăsat așa cum le-am lăsat, în care să le numerotez, să le inventariez, să le dau către cetățeni. Să le dați în concesiune. Să le dau în ocupare temporară, în concesiune, uh-huh, cum ne permite în funcție dacă avem carte funciară sau nu pe fiecare bucățică în parte. Și atunci putem să facem lucrurile astea. Sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Pe legea 15 mai aveți loturi de teren pentru tineri? Deja se lucrează. Așa cum ați văzut la ultima ședință de Consiliu, am votat din nou componența comisiei, vor intra în analiză, sunt deja, mai sunt 70 de loturi, 60 de loturi, nu mai știu exact să vă spun, dar ba mai mult, așa cum ați văzut, am identificat un teren în cartierul Știrbei Vod, în spate l-am lotizat în 28 de loturi la 400 de metri pătrați, cred că fiecare lot, în care lumea poate să vină să concesioneze, participă la concesiune și atunci să ia peste legea 15, pentru că încerc să aduc fondul la primărie în care să folosim pe ce avem, ce resurse avem și să putem să avem bani ca să putem să ducem proiectele mai departe. Domnule primar, aș vrea să profit de prezența dumneavoastră în studio și să vă propun ca la finalul fiecărei luni să ne întâlnim, dumneavoastră să prezentați proiectele aflate în derulare, astfel încât călărășenii să fie informați despre toate lucrările aflate în derulare în municipiul Călăraș. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumesc și eu și, așa cum am spus, în fiecare lună voi fi prezent la dumneavoastră să facem un raport cetățenilor care este evoluția lucrărilor în municipiul nostru. Vă mulțumesc.